Bună ziua și bine ne reîntâlnim. În timp ce plăsam aici am o 60-70 de ani lucernă, în timp ce plăsam au apărut o trepidație. Uitați-vă cum face voi înainte de a ajunge la partea cu demontatul ca să facem ce este aici, să dăm greșeala, să dăm defecțiune, adică nu greșeala. Eu mai aveam doar tineri pe margine aici și mai aveam vreo 30 de ari undeva aici. Dar acum ia uitați, voi trageți concluzia că zic voi, eu o știu pe mea. Dar vă las pe voi să-mi spuneți încă din primele comentarii cam ce s-a putut întâmpla aici. Eu îmi dau seama ce s-a întâmplat. Așa că o să merg acasă și o să mă duc astăzi să dau cu prăjitoarea. Rămâne de luni, după ce balotez aici, să umblu la ea. Bună ziua! În acest video pe care l-am filmat până acum, în legătură cu o cositoare la care bănuiala mea din toate mișcările care mi le-au făcut, am bănuit să fie trompa ruptă, aia pe care se montează tot ansamblu. Dar spre fericirea mea că nu a fost aia ruptă, ci doar au fost niște șuruburi slabe, undeva la toba aia care vine montată și trage printre marfa printre ele la cosăt acolo, și aia avea o piuliță ruptă pe desubt acolo și am înlocuit doar pe aia. Și așa că haideți să vedeți cum a evoluat întreaga operațiune ca să înlocuiesc toba aia și cu șuruburile de la talerul superior care vin prins pe butuc. Vă aștept cu comentarii în continuare. Deci eu acum o să încerc să vă arăt cum am demontat. Poate nu știu dacă am fost atât de explicit în video pe care l-am postat, dar în limita posibilităților vă răspund la întrebări și punem de comun acord niște lucrări la care le facem fiecare ca să poată și cei care mai sunt mai începători, precum și eu acum, să zic 10 ani, 12 ani în urmă, poate și mai bine, când am luat prima cosătoare, o trebuie să o demontez, să o, cum să spun, să o examinez toată și să înțeleg principiul de lucru. Așa că eu am mai vorbit cu cineva, așadar am vorbit telefonic și acum vreau să o fac și public. Pentru că sunt unii dintre vizitatori care vor să spună că noi ăștia care mai facem câte ceva pentru comunitate, că ne lăudăm, că vrem să facem nu știu ce afaceri sau nu știu ce. Deci eu, în primul rând, vreau ca cei tineri care vor să învețe ceva cu ajutorul nostru din ceea ce facem, cu ceea ce întâlnesc ei la fiecare la utilajele lor, poate compara una cu alta și să-și pună lucrurile la punct, pentru că noi, în timpul nostru, nu avem de unde să luăm informații, ci doar demontam unde nu știam câte ceva, erau niște mecanici la fermele unde lucram noi acolo, care de multe ori, nici ei nu știau tot ceea ce trebuie și ceea ce se petrece în reparația unui utilaj, pentru că de la un utilaj la altul întotdeauna vine o altă intervenție,
și trebuia să confrunte cu toate de fiecare dată, să se constate și ei între ei, ca mecanici la atelier, să vadă ce se întâmplă. Și puneau de comun acord câte o reparație de asta la care o duceau la capăt. Așa că haideți și noi să comunicăm unii cu alții, să apreciem ceea ce face fiecare, ca cei tineri care vor să facă și să învețe lucrul acesta, să poată să învețe și să lese și ei în continuare la alții exemple de urmat. Haideți să ne apucăm de treabă! Mamă, ce e aici? Ce e aici așa? La mine s-au stricat un pic filetele acolo, la butucul ăla, și am pus șuruburi pe dincolo și am prins pe ulița partea asta. Iar capacul ăla de plastic care vine aici nu s-a mai potrivit și am pus un binon de asta de apă. În plastic, 2 litri jumate, parcă am tăiat capul și am pus aici. Să duc o tublare de 17. Nu, tublarea de 17. E greu de unul singur, o să pun pauză, desfac. Scos talerul ăla. N-aveam singur și acum desfac de aici discul ăsta, protecția asta de aici. Și o să trebuiască să mă duc după o presă să extrag butucul ăsta, că a mea s-a stricat. Am dat-o numai la cine nu ceruna am dat-o. Și m-am pomenit să nu aduc filetul, adică mi-a spus omul înainte, vezi, scapă filetul. Asta dacă scapă. Dacă tot era amic de meu, s-a străbit mă din... Da, frate? S-au străbit șuruburile, sper să nu fie trompa ruptă. Să încerc să le strâng cu o fixă ceva, ia uitați. Ia ce chestie. Dar tot o să dau jos, să pot să... Ia să caut un cleștiu, să văd, nu este ușor. Asta.
căsică de siguranță. E de la asta mic. Eu dacă am rezervă de să-ți cumpărăm mâine. S-ar putea să iasă. Dacă nu, e sună un prieten să văd ce. Dacă îmi poate împrumuta o presă. Am adus o presă cu trei brațe de la un prieten care trebuie să extrag butucul ăsta. Am încercat la mână, dar totuși ține un pic, nu vrea. Așa că o să pun presa și să trag iar aici, ca siguranța asta de 25, pe axul 25, nu mai am rezervă nimic. Așa că demontez în seara asta. Mâine o să mă duc să cumpăr. Ia uitați, jocul care este. S-a slăbit șurile, nu știu ce s-a întâmplat, dar probabil de trepidații, de pământ, un pic denivelat, nu știu, a fost, s-a slăbit. Ceva s-a întâmplat. A scăpat cam ușor. Na de lea. Și asta e clientul stricat. N-am făcut nimic. E cu clientul stricat și asta. Rămâne să căutăm o presă bună. Asta s-o duce la o meseria și să ne facă fiulița aici din nou. Șurubulele din față? A, de lângă.
bun. Rulment e bun. Dacă rulment e bun, filetele sunt bune. Da. Nu da să-mi vin la găuri aici, ha? Se potrivesc, nu se potrivească cuțuș cu cuțuș. Răsucim de ea până când se pare că nu se lovește cuțuș cu cuțuș. Cam așa. Haide. Cam așa, în poziția asta. Luăm saibile astea. Luăm sub urnoică. Să scoată în saibă. Iau să s-au strangulat aici saibă. Dar m-au dat pe saibă de verde, n-am văzut în magazin. Mergem să căutăm patru șaibe, că astea s-au strangulat aici un pic, când s-au slăbit și nu mai iese șaiba de aici. Așa că mergem să căutăm alte șaibe. Adu-l liber, ori acum. Ies în tractor. Talerele astea de sus, cu cuțite, e modificat interiorul tot aici. Deci flanșe au fost prins în strung de la în carusel, de la mare, au fost tăiate și făcute flanșe. Și e făcut un milimetru, doi mai larg. Și acum trebuie să, când umblu la ea, trebuie să țin cont să
să fie centrate un pic. Am pus cu lucruri noi. Greșeală. Am un pic de uzură la gulerul de centrare și sunt nevoie să o centrez un pic cu un levier de nebicien ca să fie egală distanța. Acum iau poate să urmăresc asta. Deja am matrei cum a fost căzut de la care ține tamburul. Mai caut o subscurt așa cu cap 7. Ia uite ce am pus aici la tractor, vezi, nu e unul pe acolo?
punem și protecția asta un pic acolo, ca să... Asta în cazul în care agat o sârmă ceva pe sub, era aruncată pe câmp, să nu... Nu sunt pășoare după butuc, sunt pășoare după asta aici. Mă aducem un sub, să primești la patrulea. Luam ceva care am fost date pe ei, dar scuzate aici, acum s-au stabilit și nu mai au filet. Nu mai strânge acolo cum trebuie. Dacă căutăm unul mai scurt. Caronienta am folosit de la timp ce ne aduc în minte ultima dată când am folosit un chimbarunienta, pentru că... Ce-a luat și nicio casă, în afară de la urmă asta. L-am lăsat aici. Aia după ce am făcut să uzau. M-am dus la timp pe două urmenți. De la Timken, 160 lei parcă de urmenți. Nu aduc aminte ceva, sau 140 lei, nu știu. Și atunci, n-am mai avut treabă cu urmenții. Dăm ceva mai îngust. Acă intră. O să punem șaiba asta îngustă. Mă aveam să o cărpă de murdară. Nu, aici e una mai murdară. E bine. După cum v-am spus, eu aici am
Dar am văzut două fiete stricate partea cealaltă, în butuc aici. Și am pus șuvurile invers, de colo încoace. Talerul ăsta vine prins cu piulici acum. Piulici am pus câte două șaibe, una plat, una grover. Mai am pe aici, am set pe jos. Și acum punem piulița. Cu cheile e bine să lucrăm tot mai curat. Nu v-am spus că dincolo șuruburile le-am suzat de butuc cu electroz de inox. Că când strângeam așa, de multe ori cum a fost ăsta care a fost mai înainte. Mergea un pic mai greu piulița, s-o ducea înapoi încolo. Și am suzat cu inox. Inoxul se prinde pe fontă, altfel se poate și lucra la strung. Dacă vrem direct că am îmbătut ceva. Iar ca capacul protecțion, bidon de la de 2 litri și jumate parcă, l-am pus aici și vine perfect. Și ține mult mai bine față de la original. La original de multe ori cădea și îi puneam aici o bucată de cărpă pe el așa, ca să-l țină presat cu talerul.
deschis unul cu totul cu... Remeci imbutul. Și cu... Cam asta a fost lucrarea pentru costoarea, intervenția care am avut-o. Și am să încerc să văd că cred că am 18 minute care să pot să editez și am să, dacă o fi nevoie, fac un nou video când merg în câmp la coset. Dacă eu vă mulțumesc de vizionare și vă aștept cu drag pe acest canal cu comentariile noastre. Vă doresc o zi bună și multă sănătate!